Dragi prieteni, iată că am ajuns și în zona pietrelor. Băieții deja au început să pună pe partea aceasta. Deja placa de bază este aici. Vom avea aici și niște plante. Pe partea stângă, pe partea dreaptă vor fi niște iriși. Zona de aici, de jos, va fi umplută cu câțiva nuferi. Trecem deja la partea cealaltă, unde sunt zona 1, 2 și 3. Sunt celelalte cuve pe care le veți vedea în scurt timp. Adâncimea este perfectă. E adevărat că vom spăla din nou totul. Pietrele au fost spălate înainte, dar acum asta este situația, se mai murdărește locația, dar vom băga o bașe și vom scoate absolut tot. Cam aceasta este pentru ziua de astăzi. Vă aștept și data viitoare și propun să urmăriți îndeaproape această prezentare, pentru că puteți să învățați să vă faceți dumneavoastră o cascadă acasă sau să puneți pe cineva care este foarte bine pregătit. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, iată că am ajuns la prima fază aproape finalizată din partea primei cuve care o să vină în zona aceasta. Stați un pic, un pic de apicică pe jos să ne udăm. Observați că apa va veni din cuva de sus, nu este pusă momentan pentru că le așteptăm să vină în două zile. Va veni pe placa aceasta care este semi-umedă, deci va fi jumătate în apă, jumătate supra-teran. Iar coșulețele acestea care le vedeți vor fi cu iriși sau cu nuferi, vom pune în partea de jos. Apa va veni undeva la 30 de centimetri deasupra coșulețului ca să se imbibe cu apă și vom ajunge ca să facem și partea cealaltă de mâine începând. Placa aceasta, cum v-am spus, va fi de desubt, să avem lumină cât se vede în zona aceasta colorată. Toată zona va fi luminată cu 4-5 poziții pe culori diferite. Sper că și mâine o să urmăriți acest filmuleț despre dezvoltarea unui iaz cu 3-4 cuve de ape tip cascadă. Vă mulțumesc!